Gam Balcano, comunitatea iubitorilor de natură și călătorii cu mașina din Ostrava, Cehia, a dat strigarea și s-au aliniat la start pentru o călătorie off-road. Un număr impresionant de rable, adică niciuna cu valoare mai mare de 1000 de euro. Călătoria pe patru roți are valoare de anduranță, adică cine rezistă mai mult fără servicii și intervenția echipelor de suport. Peste 650 de persoane s-au îmbarcat în mașini din mai multe localități ale Cehiei pentru un traseu de peste 1000 de kilometri trecând prin Slovacia, Ucraina și România. Destinația finală este localitatea cehească Eibental, acolo unde a avut loc un festival al berii și al preparatelor culinare cehești. Este pentru prima dată când ajung la Eibental și este minunat. Iubesc România. Anul viitor voi reveni cu mare drag. Este a treia oară aici în Eibental. De două ori am fost concurent, iar anul acesta am venit să fac poze pentru cei de la Gam Balcan. Îmi place foarte mult natura din România, munții Transfăgărășan, Transalpina. Noi nu avem așa ceva și îmi place foarte mult. Unul dintre reprezentanții comunității locale, fiul al satului care face să renască o comunitate și reușește să atragă cei mai mulți străini, Tiberiu Pospișil, spune că cehii sunt mari iubitori de natură și vin în mijlocul localităților cehești din România, cu dorința de a afla povești despre oameni, locuri, tradiții, meșteșuguri, direct de la cei care le vorbesc limba, dincolo de granițele țării lor. Este a doua oară când vin în Eibântal, în cadrul ediției de iarnă, deci iată-mă și la cea de-a doua ediție, cea de vară. Am venit aici pentru distracție, am devenit prieten cu mulți oameni și călătorim împreună. Am vizitat așa de multe locuri, toate sunt diferite, toate sunt minunate. Dar ce-mi place cel mai mult aici este comunitatea cehă din Eibântal, cum trăiesc de sute de ani și cum au reușit să-și păstreze limba. De asemenea și berea este foarte bună. La cincele ani, sunt trei ediții pe an. Asta e prima ediție de vară, avem una iarna, a doua vară și mai avem una în toamnă. Deci avem trei ediții pe an și acesta este al cincelea an. Câte mașini vor fi prezente? Anul acesta 650 de mașini. De asemenea, vedem că s-a strâns foarte multă lume, este și muzică. Ce mai pot face cei care vin aici? Cei care au ajuns astăzi aici sunt foarte obosiți pentru că sunt după 5 zile de drum prin România. Unii au fost astăzi și în Costinești, unul din puncte a fost Costinești, iar un drum de la Costinești până la Eibântal este foarte lung și foarte mult timp, dar au timp zilele următoare, sâmbătă, duminică, să viteze Eibântalul, să odihnească, să cunoască zona și să odihnească. Următoarea ediție când va avea loc? Următoarea ediție este pe 27 august. Acțiunea de la acest sfârșit de săptămână anticipează marele festival al cehilor organizat tradițional în luna august la Eibântal. Atunci când sunt așteptați să sosească în zonă peste 1000 de cehi, alături de vedete din lumea muzicii și diverse alte persoane cu notorietate în societatea cehă, călătoria va fi efectuată cu trenul până la Orșova, iar de acolo organizatorii pun la dispoziție diverse mijloace de transport pentru oaspeți.